Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft la FIFA 21. Avem Once to Watch în pachet, în drafturi. Este noua promoție acelea de la EA care apare fiecare an la început de FIFA. O să fie mai multe echipe Once to Watch. Momentan avem Vernon Ralan și alți jucători care s-au transferat, jucători importanți. Iar ca formație fie un 4-1-2-1-2, un 4-3-3 defender. Pare cam defensiv, totuși nici cu 4-1-2-1-2 nu știu ce am putea face. Cred că o să încercăm o echipă mai ofensivă. 3-4-3 flat, hai să vedem. O încercăm și o să fie capitan Firmino, Eden Hazard. Da, Hazard pare opțiune bună, totuși aș vrea un vârf mai de viteză ca Firmino, care e mai bun cam, sau al doilea vârf. N-am prins niciun vârf de calitate, așa că rămânem cu Eden și ne trebuie un nou vârf. Messi în partea dreaptă, bun. Și acum să vedem ce jucători mai vin. Avem două extreme foarte bune de la Liga. Llorente, iată că vine și el. Sunt curios pe laterale. Rămâ și lămâ ce am putea obține. Aici prindem din nou din la Liga un jucător. Avem mulți fundași central buni din la Liga. Son, Coman, da, cred că Son e opțiune bună. Cu Eder mai jos. Și aici eventual un Valverde ar fi fenomenal. N-a venit Valverde. N-avem niciun jucător din la Liga. Tielemans totuși este belgian. Bun, fundașii. Ne trebuie de la Liga, dar cu Vallejo nu cred că facem treabă prea bună. Un Militao, Varane, Sergio Ramos sunt acolo. Ar fi foarte bun. Momentan Martinez, Vallejo. Aici neapărat Varane, Ramos. Hai ei. Niciunul. Sidney, Klosterman este un jucător de viteză, dar a mers pe această rută cu La Liga în acest 3-4-3 flat. Lung în poartă. Și altă opțiune nu e. Este Blake de la Philadelphia, portarul lui Celtic. Îl luăm pe Silviu Lung Junior. 83 rating, 84 chem. Ne trebuie vârf, ne trebuie portar. O, Alba, Modric. O să-l iau pe Modric. Real Madrid. Link-ul cu Eden Hazard. Vârf, Icon, dacă am avea, ar fi fantastic, dar nu sunt astfel de jucători. Ansu Fati, excelent. Nu mai bun acolo. Ansu, Messi, Eden. Vârf, am putea prinde un Griezmann, poate. Karim Benzema în situația asta, n-ar fi rău. Teles, varianta de Man United. Nelson Semedo, Barcelona. Nelson cu mai puțin chem acolo. Chiar arată destul de bine. Oricum, în defensivă nu stăm bine. Ne trebuie fundași centrali. Joey Gomez. Nu știu dacă este opțiune. Oricum, n-avem încă vârf. Son poate intra în primul minut, dar aș prefera altcineva acolo. Porto, Mané. Ah, hai să încercăm Mané. Poate este ceva cu Mané, cu Gomez și un eventual alt jucător. Torreira de Atletico. Laimer, Coquelin, da, Torreira. În defensivă poate prindem altceva. Benjamin Mendy, Lucas Hernandez. Hai cu Mendy. Portar. Portar, precum Alisson ar fi rupt. Kepa, bun Kepa. În contextul actual aș putea să-l pun pe Gomez acolo. Kepa în poartă, iar în bandă ar fi Mane. Gomez are full fundaș și au full. Ne mai trebuie un jucător pentru Mane. Oh, Saint-Maximin e form. E regele. 250.000 am văzut că era. 5 stele skills, 4 weak foot. Are agilitatea, balance-ul, viteza. Mai e și Alan, dar îl luăm pe Saint-Maximin. Pus acolo, îi oferă full lui Mane, aia full și Maximin. Tosun ar ieși. Și dacă mai vine și un fundaș central. Oh, avem nevoie de unul, n-a venit. Aiurea, mai avem două sloturi și ne bazăm pe ele. Atâta și ca Martinez cu Gomez și Nelson, să iasă Vallejo, să iasă Tosun și să intre Ansu Fati în bandă, iar apoi ar mai rămâne Eden Hazard. Dar mai avem două sloturi
Și încă sper că poate pică cineva. Oa, Halstenberg. Nu merge. Ben Yedder. Îl luăm pe Ben. Și de moment măcar tot sun iese de acolo, ne mai crește ratingul. Ultimul jucător al echipei. Și este Bale de la Spurs Wants to Watch. Eu am și pe Bale. Ok, am făcut o echipă cumva. Antrenorul este fie Poenaro, fie un antrenor spaniol. Plus 3 cu acest manager. Da, 95 chem. E bine pentru 3-4-3 fără iconi. În care Griezmann ar fi adus full chem, dar nu ni l-a dat pe Antoine Griezmann. Avem chiar 97 așa. Primul match, 4-3-1-2, Timo Werner wants to watch cu Jesus, dar Müller cam. Uite că a luat un sistem pe care l-aveam disponibil, dar are doar 2 jucători de viteză foarte buni de atac. Werner și Jesus, în rest, nu prea are cu cine să joace acolo. Sunt jucători care sunt buni la mijloc, dar trebuie să ai măcar 3 jucători acolo care să facă diferența. Poate va mai avea pe bancă pe cineva. Messi, foarte bine, Ben Yedder, gol, Ben Yedder, 1-0, Ben cu primul gol, om pe care vreau să-l schimb și o să fac asta, are doar 4 chem și mizez pe un jucător cu 5 chemistry acolo, intră Ansu, Mane, către Lionel Messi, Messi este în care, ușul la scurt, e gol Messi, 2-0 în primul meci de carul nostru, își face și el simțită prezența. Senta a urcat. Acum Maximin. Maximin! Gol 3-0. Nu l-a ținut deloc bine pe Sen Maximin, care are o tehnică aparte până acum. Se simte. Este super tehnic Maximin, foarte util în flanc. Llorente, Maximin, Mane! 4-0. Încă o dată distrugem defensiv adversarului. Și sunt 4 goluri acum în minutul 41. Messi, foarte bine Messi, 5-0 cu finestrul, un dublu bon roll, dăm la lung. Iar portarul e învins încă o dată, dar oponentul meu nu se dă bătut. Mane, spațiu mare de tot, din nou, trecem ușor de defensivă, este 6-0. Messi, încă o dată, cu ball roll-ul. Efectiv, nu-i nimeni în defensivă, nu știu unde este defensiva, vor mai veni goluri. Oh, ce bine a pasat Mane. S-a înțeles perfect, Mane cu Messi, las mingea la Saint Maximin. Maximin cu dreptul, gol, 8-0. Încercăm să dăm minim 2 cifre, acum e minutul 67, 10 goluri se dau. E Fati, wow, unde o fi defensiva lui? Mingea la Sadio Mane, Mane, pac, dăm și una cu călcăiul, să fie spectacol, 9-0. Fati trece și mingea lui Fati la Mane, 10-0. Și am intrat în tărâmul de 2 cifre. Mane, încercăm și un lob. Am dat toate golurile posibile în acest meci. 11-0. Messi, 12-0. Și e golul final. În cele din urmă, meciul se încheie. Primul meci 12-0. Continuăm cu acest draft. Al doilea meci. 4-5-1 atac. Arată foarte bine această echipă. Aubameyang, Ziyech, Havertz acolo, Felipe Anderson cu Lucas Moura, super ofensiv, dar nu prea are fundaș. Era un fundaș central de meserie, în rest fundaș lateral. Cred că putea sta mai bine în defensivă, plus că n-are niciun CDM. Deci două echipe mega ofensive aici. Așteptăm goluri multe iarăși. E, și-a scăpat Felipe Anderson.
Felipe stagnează acolo un pic și iată că a ratat. N-a fost decis, nu știa ce să facă, a plimbat-o puțin. Nu, Moura, e gol. Hai că până la urmă a marcat. Da, 1-0. Aubameyang la Martinez. A intrat și Piti cu Atomic Martinez. 2-0. Îmi scapă iarăși, iar eu nu am reușit să mă desprind. Martinez înscrie golul 2. Mă, deci nu mă aștept defensiv. Voi utiliza pe Bale. Bine, Mane! 2-1! Mane demențial! Cu bicicletele și încerc să mai dau un gol. Mane, faultat! Mane, ce control! Wow! E penalti! Am o șansă aici. Cu Messi, Messi! Gol Lionel Messi! 2-2 și am revenit. E remontada. Egalitate. Mane cu dragback-ul! Mane ratează! A apărat Ederson. A apărat Ederson. Avem ultima ocazie a meciului, este, din păcate, o minge scăpată de Hazard. Sunt prelungiri. E Mane liber! Mane! 3-2 cu Mane! Mamă, omul meciului! Deci vârf Mane, formidabil. E gol Martinez. Nu cred că m-a egalat. Am mai schițat așa pe atac câte ceva, dar nu pot zice că a fost mega periculos. Totuși vine cu golul 3. Mane cu stângul, gol! 4-3, nu ai cum. Deci, fenomen, efectiv fenomen. Nu, e Kepa care prinde. Da, cam asta a fost. Ce meci! Să fie victoria mea cu 1-0. Meci fantastic, care se termină aici. Continuăm cu meciul 3 și ce echipă are al treilea adversar. Insigne, Ronaldo, Salah, Gattuso acolo la mijloc. Sissoko a fost foarte bun. În meciul precedent mi s-a părut fantastic acolo. Varane cu Nacho, da, e echipă foarte bună în 4-3-3, atac cu Ronaldo vârf. O să fie probabil un nou meci complicat. Sand! Ce viteză pe Sand Maximin! E mingea la Modric în continuare. Deși făcuse o mică greșeală acolo. Balon la Sand Maximin! Maximin! Din finesse shot, e 1-0. Absolut fantastic! A început de la Maximin și s-a tărat tot cu el. 1-0 minutul 3. Mește Mane. Îl lăsăm lui Messi. Din nou Mane, balon la Llorente, Yedlin deviază mingea în corner și vom încerca aici o nouă pasă în care eu i-am su Fati, Fati scoate portarul oponentului, două ocazii mari. Iar aici Modric și împinge bine mingea, Modric, Insigne, cât de bine se apără Insigne. Asemenea fază. Nu Fati. Crocheta lui Fati, Fati foarte bine, gol și 2-0 după un asediu la poarta adversarului. Am așteptat momentul oportun, Maximin îi centrează lui Mane care preia, totuși înscrie. Deși aș fi vrut să tragă din prima, dar Mane are modul său de lucru. E 3-0 deja în minutul 20. A trecut Madison, nu știu cum. Bine, suferim în defensivă, e clar că nu avem calitatea din atac. Dar totuși Madison nici el nu e un mare jucător aici la Ultimate Team. Fati își prelungește bine Fati mingea, dar rată. Rămâne 3-1.
Messi, gol! Golasso! Messi, ce șut! Nebunie total! Wow! Șut de la distanță fenomenal din partea lui Lionel Messi. Deci că a fost team of the year. Ia uite cum trimite aici. Super, 4-1. Gol Salah. E 4-2, un contraatac bun. Se fluieră. 4-2 scor final. Vine finala de draft. Finala. Ben Yedder in form. Dacă putea fi un final boss acolo, Ben Yedder in form este cel mai potrivit. Cu De Bruyne, Origi, da, în apărare Iache, wants to watch cu Diego Carlos. Ben Yedder iese de aici din vederi. El e cel mai bun din echipa adversarului. E marea finală de draft. Pasă la Mane! Mane! 1-0! În minutul 23 e Mane, care a fost bun încă din startul draftului. În finală, dă în prima lovitură cu el. Oh, Ben Yedder, gol! Ben Yedder lovește și el. 1-1. N-o să ne facă viața ușoară acest Ben Yedder de 86. 76% posesie are. Și da, a fost cu un șut în plus față de mine. Omul efectiv doar pasează. Eu n-am văzut adversar mai plictisitor. Nu s-a întâmplat nimic în prima repriză, aproape nimic. Au fost niște șuturi ale lui, da, cu Fekir cu dreptul, Fekir care stângaș clar nu dă deloc bine cu piciorul drept, n-are weak foot bun. Deci pasând 76% din timp doar așa ca să șuteze cu Fekir cu dreptul, fără nicio altă strategie. Sand, faultat, e penalti! Împins Sand de Ricardo Pereira. Va fi ocazia lui Modric de a înscrie. Modric, gol! Luka Modric, 2-1. Nu, e De Bruyne, apără Kepa. Foarte bun Kepa, Fekir, Martinez. Ce tecă. Mai sunt câteva minute și dacă scap de acest corner, m-am impus, dar mai are o șansă. Coman, din întoarcere, no! Kepa scoate! Nu e gata. O, Doamne, ce pas. Hai că am scăpat. Ha, ce nebunie. Pasa e la Mane. Mane la Messi. Ankara Messi. Messi! Nu, am încercat lobul. Oricum e gata. O să fie un 4 din 4. E ăla cum trebuie. Centrarea este către foarfeca lui Mane. Se fluier. 4 victorii. O finală complicată pentru că a avut stilul ăsta de joc foarte enervant. Hai să vedem pecurile. Un draft cu 22 de goluri marcate de mine. A fost o echipă mega ofensivă. 3-4-3. Super fotbaliști de atac. 2 rare gold pack-uri și un premium gold pack. Vom vedea imediat. Dacă avem vreo surpriză. Opa! Ia să vedem. Este un elvețian portar. Îl avem pe Sober. De 86. Workout aici. Însă e doar 10k. Totuși e bine, un jucător 86+. Din primul pack, din primul gold pack. Îl pun la 9800. Și mai dau niște quick sell-uri. Și avem cele două rare gold pack-uri. Hai că am început în forță. Mai sunt iteme rare. Destule la număr. Din păcate, din primul nu cred că e mare șansă. Alex Remir, 80. Da, un portar de 80 care nu costă mare lucru. Kitul Austriei. Pare interesant, poate chiar o să-l folosesc. Păstrez itemele. Și să vedem aici dacă avem un profit sănătos sau nu. În ultimul pack. Argentinian, ST. Miami! Ha! Pipita! Nu mai e Pipita ce a fost. Higuain 1700. Oh, am văzut un shadow acolo pe care îl păstrez. Shadow-ul e foarte important.
Sper că v-a plăcut, dacă da, nu ezitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa, pa!